nostru s-a împlinit. Acum, chiar aici, iubirea noastră ne-a unit. Cerul ne va ocruti pe acest drum când vom porni. Acum, aici, promit. Acum, visul nostru s-a împlinit. Acum, chiar aici, iubirea noastră ne-a unit. Cerul ne va ocruti pe acest drum când vom porni. Acum, aici, promit. Visul nostru s-a împlinit. Acum, chiar aici, iubirea noastră ne-a unit. Cerul ne va ocruti pe acest drum când vom porni. Acum, aici, promit. Promit să te așa cum ești iubirea mea, să-ți fiu aproape în orice clip, oricât ar fi de grea, și să mă dăruiesc cu tot ce sunt, cu tot ce am și tot ce vreau. Să te respect, să te iubesc, e ruga mea. Visul nostru s-a împlinit. Acum, chiar aici, iubirea noastră ne-a unit. Cerul ne va ocruti pe acest drum când vom porni. Acum, aici, promit. Astăzi e ziua în care cerul va uni. Astăzi e visul pe care voi doi l-ați dorit. Visul ce azi trăiți e din Dumnezeu. El v-a iubit, v-a dăruit din harul său.
visul ce azi îl trăiți e din Dumnezeu. El v-a iubit, v-a dăruit din harul său. Dragostea ce v-a unit, visul ce azi a împlinit, să fie veșnic în voi, chiar și în vremi de nevoi. Dragostea din Dumnezeu să fie veșnic mereu, oriunde în lume veți fi, să vă iubiți zi de zi. Dragostea ce v-a unit, visul ce azi s-a împlinit, să fie veșnic în voi, chiar și în vremi de nevoi. Dragostea din Dumnezeu să fie veșnic mereu, oriunde în lume veți fi, să vă iubiți zi de zi. E dragostea ta, dragostea ta.
paradis. Pe tine rod al frumuseții, pe tine dragoste din vis, și ochii tăi iubire mi-au promis. M-alinți mereu cu gânduri sfinte, când ochii noștri se întâlnesc, iar inima prin dulci cuvinte îți spune acum ceea ce simte, îți spune cât de mult eu te iubesc. Ești darul meu cel mai de preț, ești darul mea, ești tot ce-mi aleasa inimii, dacă ea doar pentru mine. Dacă natura ar vorbi, mi-ar spune despre tine. Ești alesul noastră scris-o Dumnezeu. Vom fi uniți doar prin sfințire și vom porni doar prin iubire pe drumul vieții cu noi e Dumnezeu. Dacă cerul ar vorbi, spune despre tine, despre tine. Ești aleasa inimii, ești aleasa inimii. Te-a creat doar pentru mine, pentru mine. Dacă natura ar vorbi, natura ar vorbi, mi-ar spune despre tine. Spune despre tine. Ești alesul inimii, ești alesul inimii. Voi sta mereu doar lângă tine, doar lângă tine. Visam această zi, nu știam când va veni, doream nedespărțit să fii.
zi de zi mă tot rugam și cu iubire în genunchi am cerând să vin această zi. Dumnezeu m-a ascultat, să iubesc m-a învățat. Din fratele Ilie cerem binecuvântarea Domnului peste tot ceea ce circa și cerul se bucură atunci când Dumnezeu aș alege, așa cum spune Cuvântul Domnului despre părinții lui Moise, spune că un om din casa lui Levi a luat de nevastă tot o fată din casa lui Levi. Adică erau credincioși din neamul preoțesc și ne bucurăm astăzi că și tu ți-ai ales o fată tot din aceeași credință. Și noi ne rugăm în această dimineață ca Dumnezeu să-ți dea har și putere. Amin. Amin. Ești mezinul casei, ultimul născut în casa aceasta. Eu cel puțin te știu de când te-ai născut și încă înainte de a te naște și până astăzi, ani au trecut. Amintirile încă se mai păstrează, așa cât memoria ne mai ține. Dar astăzi, bucură-te de ziua de astăzi că Dumnezeu te-a mai dat har. E adevărat. Lipsește mama care era lângă tine. E adevărat lucrul acesta, dar Dumnezeu a rânduit-o să ducă acasă. Dar astăzi să ai pe cei din jurul tău, frați, surori, prieteni. Dar este o zi binecuvântată de tine. Dumnezeu să te păzească în călătoria ta pe acest drum. E adevărat că noi suntem călători pe pământul acesta. Un proverb spune atât de frumos, căci alegerea de astăzi îți va afecta ziua de mâine. Voi, un proverb arab spune căci doar zile senine și cer însorit fac din grădină un loc pustit. Este foarte adevărat căci călătoria noastră și a ta nu va fi numai un cer senin. Și să știi așa frumos și mai însorit și mai noros. Ai văzut ieri, erai un pic disperat, supărat. A plouat de dimineață, a plouat aseară târziu și puhoaie de ploaie au venit. Dar ce frumos este că în dimineața aceasta soarele a răsărit. Așa va fi și în viață. Deci nu uita lucrul acesta. Tot ce vine peste viețile noastre, trebuie să înveți un lucru. Trebuie să treci biruitor. Orice încercare va veni peste viața ta și peste viața noastră. Este atât de frumos când treci biruitor, atunci când treci răbdător prin încercare. Fără să cârtești și să-L vezi pe Dumnezeu care este la cârma tuturor lucrurilor și să-L îndrăgosti pe Dumnezeu să te treacă prin toate aceste încercări în viața, să treacă biruitor. Amin. Și răbdător. Amin. Lucrul acesta te va ajuta în viață. Vă spuneți un cuvânt de la Postelica.
zic, e pregătiți pentru declarație? Nu, nu, nu. Îți mai dau niște indicații? Nu, 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 nu fac. Spune, iubire, sunt emoționat, am pornit la tine. Roșu în obraj, îmbujorat pentru tine. Hai, hai, bagă, mare! Nu de acolo roșu, mă! Și plânge pe glasiu. Am emoții, cravata mă strânge. Spune-am-o. Zi, Beni, cum e să vii pentru ultimile clipi burlac, să faci ce vrei? Bă, a, deja ai spus bine. Bă, bine. Oricum sunt ultimile clipi, după aia nu va... Auzi, uite așa o să fii. Hai, mă. Hai să vii de mașinile. Beni, de aici cât mai ai de mult? Beni, îi ne oprim. Du-te mai încolo, du-te, faci dreapta și mai merim un pic, zic eu. Deci să ai vreo 200 de metri de mărți pe jos. Hai mă, chiar 200 de metri, că e după curbă, mă. Bă, cât mai este dacii până la Mireasă? Mai este. Cât? 400 de metri. Dar nu ne opri dacii, mă, de linga, mergem pe mă opresc. Nu te opri, mă. De 400 de metri cât e? Nu te opri, mă. Ta splendoare este dorința mea. Facem o rugăciune de mulțumire că până aici Dumnezeu a fost cu noi, ne-a dat un timp binecuvântat. Biblia și apoi să continuăm și să vedem ce o zice fata care a zis că vrea să fie mireasă. Dar până atunci citim un cuvânt pe care îl găsim scris în Genesa, în capitolul 24, începând cu versetul 55. Noi îl citim așa cum este, dar la urmă o să spun ceea ce este în prezent aici. Și aici cuvântul Domnului zice așa: fratele și mama fetei au zis, fata să mai rămână câtva timp cu noi, măcar vreo 10 zile, pe urmă poate să plece. El i-a răspuns, nu mă opriți, fiindcă Domnul mi-a dat izbândă în călătoria mea. Lăsați-mă să plec și să mă duc la stăpânul meu. Atunci ei au răspuns să cheme pe fată și să o întrebăm. Au chemat dar pe Rebeca și i-au zis, vrei să te duci cu omul acesta? Da, vreau, a răspuns ea. Și au lăsat pe sora lor Rebeca să plece cu doi cai ei, cu robul lui Avram și cu oamenii lui. Au binecuvântat pe Rebeca și i-au zis,
o, sora noastră, să ajungi mama mii de zeci de mii și sămânța ta să stăpânească cetățile vrăjmașilor săi. Amin. Amin. Și acum, frate Beni, e aici tatăl fetei care zis că e vorba de mireasă. Urmează să vedem ce vor zice. Și au zis, deci așa, acum, tata și mama fetei, și acum aș vrea să-i întreb, unde v-ați ascuns? Aici, în spatele meu? Chiar vreți să dați fata voastră lui Beni să-i fie ca soție? Eugen? Da. Viorica? Da. Precis? Sigur. Băi, acum mai bine să ziceți nu dacă considerați că nu-i bine. Ce băceai, frate Beni, dacă zicea părinții că nu? Mi-a pasă 10 zile. Domnul să te binecuvânteze, răspuns foarte frumos. Foarte frumos. Și voi chiar astăzi vreți să o dați. Nu mai vreți, cum zicea fratele, peste 10 zile să o dați. Bine, dragi. Și în continuare, i-au zis. Ce zici, te încadrezi tu aici? Bine, dragi. Nu mă opriți, fiindcă până aici Domnul mi-a dat. Ce să facem, să te oprim? Ai primit izbândă din partea Domnului până aici? Da. Ai cucerit ce ai avut în gând? Da. Domnul să te binecuvânteze. Amin. Ei, acum urmează să o chemăm pe fata și să vedem ce răspunde fata. Nu? Ce zici dacă zice Ligia acum? Bine, dragă, nu te supăra, eu m-am răzgândit. Ce faci? Nu zici. Frate scump. Ce zici? Să-l ajutăm, răzgândirea, să-l ajutăm. Mulțumesc. Îi dai porc. Ce zici? Fata răspunde că Rebecca. Așa-i cum ai zis, dragă, că așa o cunosc, că e nepoata mea. Chemați-o pe fată să vină încoa să vedem ce zice. Ligia, poate ai auzit, poate n-ai auzit ce întrebări am pus lui Beni. Și el zicea că până aici Domnul i-a dat izbând. Acum să vedem. Chiar e așa cum a zis și îmi place să cred că e așa. Întrebarea care ți-o pun și trebuie să răspunzi după cum consideri tu. Chiar vrei să te duci cu Beni și să-i devii soția lui? Dar cum de-a te-ai hotărât așa grabnic să răspund da? Bine, dragă. Bine, dragă, văd că ții ceva în mână. Îmi place să cred că de dragul miresei i-ai adus ceva, nu? O te rog frumos să iei lumea. Până aici lucrurile au decurs foarte bine, slavă Domnului, pentru că El e minunat și minunate sunt lucrările Lui, glorie Lui în veci. Acum, cine ar putea să se roage mai din adânc din inimă decât tatăl fetei, nu? Amin. Și mă rog ca Domnul Dumnezeu să-L binecuvânteze și să ceară. Ziua mare sărbătoare.
haideți în oasă! Chiar căsătorie ca ținerețe, dorea-n parte, ascund lacrimă scurte. Niciodată pe-a ta cale, mașii tăi nu mai pășesc. Uită-te cu dragă, mică, vino mâna să-ți o strâng. Eu plec din casa voastră, până mă-i tristă și plâng. Tinerețe, flori albastre, ascund lacrimi-mi strobesc. Niciodată pe-a ta cale, pașii tăi nu mai pășesc. Hai, dă-ți plâng-le mâna, nu mai plânge, plângă mama, plângă ea și ochii mei. Tinerețe, ore albastre, ascund lacrimă-mi strobesc. Niciodată pe-a ta cale, pașii tăi nu mai fășesc. Soare, sunt poate de alate, pot să vină vânt și plouă. Când în suflet avem pace, Dumnezeu este cu noi. Tinerețe, ore albastre, ascund lacrimă-mi strobesc. Niciodată pe-a ta cale, pașii tăi nu mai pășesc. Tău victorios,
Către munții de dureri și întristări, te înspăimântă și marea și ale lumii ocări. Doar să crezi, poți să duci munții mare, să ajungi până la soare și speranța nici când să n-o pierzi. Doar să crezi. Dorim ca drumul pe care porniți azi să vă bucurați de cât mai multe satisfacții de realizări, să deveniți bun părinți și întreaga viață să fiți alături la bine și la rău, să fiți sprijin unul celuilalt, îndeplină încredere și stimă reciprocă. Căsătoria voastră întemeiată pe aceste sentimente curate se vă dea căldura unui cămin în care să vă păuriți și materializați visurile și idealurile vieții. În acest context, în calitatea mea de ofițer de stare civilă, vă adresez următoarea întrebare. Domnule copil Ionuț Beniamin, de bunăvoie și nesilit de nimeni, luați în căsătorie pe domnișoara Berar Ligia Paula? Da. Domnișoara Berar Ligia Paula, de bunăvoie și nesilită de nimeni,
nu am ținut căsătorie pe domnul copil Ionuț Beniamin? Da. Constat că sunt îndeplinite condițiile cerute de lege pentru încheierea acestei căsătorii, am să vă fac cunoscute doar câteva prevederi din codul civil, referitoare la familie. Familia se întemeiază pe căsătoria liber, consimțită între soți. Soții hotărăsc de comun acord în ceea ce privește căsătoria și își datorează reciproc respect, fidelitate și sprijin moral. Acestea fiind spuse și în urma consimțământului dumneavoastră liber exprimat, vă declar căsătoriți. Și acum, dragii mei, rămâne doar să ne semnăm și actele de stare civilă. O să vă rog, domnul copil, prima dată dumneavoastră, copiți, vreo 6 acte aveți, da? De semnat. Primire cu poză și partea asta și partea. Și aici, pe mine, vă rog. Așa. Vă rog, aveți. Mai aveți un pas? Aici, vă rog. O să vă rog, mai aici. Și ultima semnătură, aici, vă rog. Și bine, da? Bun. Mulțumesc! Și acum ne va semna doamna copil. Ne veți semna doamna cu nou cu nume copil. Aici, copil. Da. Ești tot cu nou nume aici, copil. Încă una, vă rog. Bine, da. Și încă o dată aici, tot cu nou nume. Bine. Ați scăpat foarte ușor, doar cu 3 semnături astăzi. Mulțumesc! O să vă rog martorii dumneavoastră să ne semneze, doamna Țicăra. Da. Vă rog, doamna, aici și aici, vă rog. Vă rog. Bine. Așa, și încă o dată, vă rog. În partea asta, așa. Atât, mulțumesc! Domnul Țicăra, vă rog. Va fi aici, vă rog, și aici. Da. Și încă o dată aici, vă rog. Da. Mulțumesc. Și acum, familia, copil, rămâne doar să vă numesc certificatul de căsătorie. Va trebui, doamnă, să vă faceți noul buletin și acesta va trebui să-l anulăm. Gata, el, simplu, deci avem vera și va fi copil. Aici aveți un libre de familie, unde vă mulțumesc să trece copilașii, mama, la crema, familia și mai departe. Domnule, vă doresc casă de piatră, multă fericire, mult noroc, copii, doamnă, casă de piatră, multă fericire, copii frumoși și sănătoși, dragii mei. Și acum, domnule, încă o dată, după toate formalitățile îndeplinite, vă puteți săruta soția. Vă rog! Vreau să-ți mulțumesc pentru tot ce mi-ai dăruit. Soarele din nou pe cer.
sunt ori de iet și privesc spre el. Soarele ce-mi încălzește inima, doar lângă tine, prin iubire, eu pot exista. Tu m-ai dus tu spre lumină, doar tu, doar tu. Tu m-ai învățat să sper. Ne-am găsit o dignă și o fereastră către cer. Tu ai trimis cuvântul vieții, când departe rătăceam. Tu ești roa dimineții, Doamne, Tu ești tot ce am. Mea din cer și diminețile pe care eu cu dor le aștept. Tu ești și soarele ce-mi încălzește inima în fața lui Vosta. Și o cântare nouă cu toți noi vom cânta, da, cu îngerii în fața lui Vosta. O cântare nouă cu toți noi vom cânta, da, cu îngerii în fața lui vom sta. Și o cântare nouă cu toții vom cânta. Toți muntași.
toți notași, toți cei care sunteți aici, Domnul să vă binecuvânteze. Haideți acum să plecăm capetele și prin fratele păstor Cornel să cerem binecuvântare peste timpul acesta. Acestor doi minunați tineri, Beni și Ligia, doi tineri frumoși, doi tineri minunați, pe care ne rugăm ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Vreți și voi lucrul acesta? Amin. Sigur, vreau să vă spun încă de la bun început că binecuvântarea nu dă păstor. Nu dă nici preotul, nu dă nici duhovnic, nu dă de un om, ci binecuvântarea o dă Dumnezeu. Trebuie să în ceasul pe să pot să știu când să sentim. Eu de obicei am predici foarte lungi. Lungi și foarte lungi. Cei din Copacel știu lucrul ăsta. De niciodată nu terminăm slujba la ora 12. Totdeauna trecem de 12. Acum trebuie să ne încadrăm pentru că suntem condiționați de alte lucruri și cred că dumneavoastră ca și muntaci, ca și muntași, ca de altfel și cei doi tineri, doresc ca întreaga lor bucurie și sărbătoare să fie plină de pace, de bucurie și să vă simțiți bine și aici și dincolo, în partea cealaltă, unde sigur vă așteaptă bucate alese. Aici avem bucate alese pentru sufletele noastre, în special pentru cei doi tineri, cuvântul se va îndrepta în această zi, dar sigur și pentru noi cei care, chiar vorbeam cu Sorin, unde ești Sorin?
e ascuns. Aici? Acolo. Aproape un an, peste o săptămână, face un an de la nunta lui. Tot familia de rar, în urmă cu un an, am mai avut o nuntă. Și iată-ne că la un an distanță suntem la nunta Ligiei. Nunta Ligiei care de data aceasta l-a ales pe Beni să fie soț, să fie cap de familie. Mă rog din toată inima Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mai am o bucurie, frate păstor, că pentru prima dată sunt în Biserica Eclesia. Am auzit multe lucruri frumoase și m-am tot gândit, oare să vin membru aici la Eclesia. Nu știu dacă mai faceți înscriere, dacă mai veniți membri. Dar chiar m-am uitat de acasă până aici, a făcut 2 minute. Și pe jos, dacă vin sau cu bicicleta, sunt foarte aproape. Am trecut de multe ori pe aici, pe drum, încolo spre Felix și mai departe, dar niciodată m-am uitat în dreapta să văd biserica aici. Mă bucur pentru locația aceasta frumoasă și vă rog Dumnezeu să vă ajute să finalizați și să puteți să faceți lucrarea lui Dumnezeu aici. Pentru om este termenul Iș și pentru femeie Isha. De aceea spune aici autorul Bibliei că de aceea ea se va numi femeie pentru că ea a fost luată din om, nu din altă parte. Bine, dragă, să știi că Ligia a fost luată din tine. Și să știi că tu trebuie să... A fost luată chiar de lângă inima ta. De aceea să-ți fie aproape de inima ta, să-ți fie dragă toată viața, să o iubești numai pe ea. Nu, altă femeie nu mai există pentru tine. Să o iubești pe Ligia toată viața, necondiționat, și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Și în al treilea rând și cu asta închei, Dumnezeu a zis, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți-vă. Mă vă spun ceva cu care eu îmi fie. Nu-i datoria numai voastră a taberii și a religiei să umpleți copii. Dumnezeu să vă binecuvânteze cu copii, Dumnezeu să vă binecuvânteze cu sănătate și cu înțelepciune, să știți să lucrați în familia voastră, la clădirea și la tăbăria căminului vostru și mă rog din toată inima ca Dumnezeu să vă binecuvânteze și peste 50 de ani să ne chemați și la nunta de aur. Dumnezeu să rămână cu voi, să vă binecuvinteze părinții voștri, să vă binecuvinteze rudenile voastre, frații voștri și pe toți cei pe care astăzi voi i-ați invitat la nunta voastră să fie parte la bucuria voastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți și în mod deosebit ne rugăm pentru ei ca binecuvântarea lui Dumnezeu să rămână peste ei de astăzi începând în toată viața lor. Amin. O sfântă cetate, să fiți amândoi, cu cuvinte de aur și zâmbet frumos. Iar Domnul vieții vă fie Hristos, căci fără iubire mereu vor fi noi. Pe drumul vieții vă fiți stălători. Așa cu mine și anume că nu o să învăț pe alții ce nu fac eu. Și de-aia mi-e greu la nuntă acum. Mi-am dat seama că e foarte ușor să dai sfaturi. E simplu să vă spun vouă ce să fiți, ce să nu fiți, ce să faceți, cum să faceți. Și dacă-s corigent la asta, mă tem de Domnul să vă zic.
La nuntă e ca la fotbal, cumva. Toți știm cum se face. Mă n-ajunge să dăm nenorocitul ăla de gol odată. E ușor la nuntă să spui cum și ce. E mai dificil să treci în propria viață, în propria scărnicie. Zicea un predicator foarte sincer, zicea, mi-e foarte simplu să predic, nevasta mea mi-e de față. Tinerii zic că se căsătorește, toți am zis că ne căsătorim să fim fericiți. Nu? N-am zis tot așa, fii sincer. Câți au zis că mă căsătoresc să fiu fericit? Și ne-am trezit că ne-am căsătorit să fim șlefuiți. Că nu cred că există șlefuire mai serioasă pe care Dumnezeu să ne-o aplice decât aceea după ce am intrat în căsnicie. Pentru că din căsnicie obișnuiesc să spun că nu pleacă de lașii. Doar ei pleacă. Și în căsnicie trebuie să stai. Da, e roză floarea astăzi. Dar uneori se mai ofilește Beni. Mă bucur că am smuls un zâmbet de la Beni. Poți să zici și de mâine. Ia uite. Se poate măsura. Se poate măsura. Beni și Ligia, vreau să mă apropii de încheiere. Ar mai fi mult. Dar ce vă doresc e să fiți credincioși. S-ar putea în viață să nu ai tot ce-ți dorești. Fiți credincioși. N-am văzut niciodată pe cel credincios lui Dumnezeu după lipsă. Da, l-am văzut uneori încurcat. Dar pe urmă descurcat de Domnul. Fiți credincioși. Iubiți pe Domnul cu toată inima voastră. Ca să vă iubiți între voi. Nu există iubire în cuplu fără iubire pe vertical. Dumnezeu a venit prin Hristos în lumea asta să împace lumea cu sine, printr-o cruce. Lumea asta era un mare minus, așa. Hristos a pus o linie verticală peste minusul acestei lumi. A făcut un mare plus prin care a împăcat lumea cu cerul. Beni și Ligia, iubiți pe Domnul. Fiți credincioși și veți vedea minunea în care Dumnezeu vă va purta clipă de clipă și zi de zi în viața voastră și în căsnicia voastră. Știu sigur că Dumnezeu vă va purta de grijă în măsura în care voi îi veți fi credincioși. Știu sigur că dacă veți căuta împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui, Dumnezeu vă va binecuvânta tot ce veți face. Domnul să vă binecuvânteze cu tot ce e mai bun. Amin. Ascultăm în continuare grupul care vor cânta două cântări și apoi vom trece la oficiere. Căsătorii. Cum ești, Beni? Bine? Beni, două întrebări. Ușoare. Dar cu o adâncime foarte mare. Te rog să ne spui dacă din dragoste nesili de nimeni o iei în căsătorie pe Ligia? Da. A zis da. Beni, ești decis ca în orice situație, prin orice veți trece, orice se va abate asupra voastră, că va fi bine, că va fi mai greu, că va fi boală sau sănătate, belșug sau nevoie, îi vei rămâne credincios și o vei iubi totdeauna. Da. Domnul să te ajute la asta. Este momentul cel mai solemn și dacă iubirii s-a pus cu întrebări, aș vrea să spun și ție două, nu că n-ar fi mai mult, dar măcar două. Ligia, un lucru vreau să ții minte, că ceea ce tu spui astăzi, e prezent cerul aici, e prezent Dumnezeu aici la ceea ce spui tu. Sunt prezenți aici părinții tăi, frații, toate rudeniile tale, invitații tăi, te aud ei, dar pe lângă ei și pe lângă noi, slujitorii Dumnezeu, te aud Dumnezeu.
aceea te întreb și vreau să răspund sincer, dacă din dragoste și nesilită de nimeni închei legământul cu fratele tău. Da. Răspunsul a fost da. Slăvit să fie Domnul. Amin. Aș vrea să îți mai pun o întrebare. Astăzi sunteți frumoși, sunteți minunați, dar așa cum ți-am amintea și în predică, vine ziua de mâine, poimene, când vor începe furtuni și cazuri și probleme. Și dacă vrei să rămâi credincioasă, supusă, ascultătoare de Domnul și sigur supusă soțului tău, cât timp și până când vrei să rămâi în această supunere? Toată viața. Toată viața. Dumnezeu să te binecuvânteze și Dumnezeu să te ajute. Amin. Să vă rog să vă plecați pe genunchi, să stați față în față, în sfârșit să vă țin și de mâini. Tatăl nostru care ești în ceruri, binecuvântăm numele Tău de Dumnezeu, de Creator, și îți mulțumim, Doamne, că Tu ne-ai creat făpturi după chipul Tău. Doamne, îți mulțumim că Te-ai făcut. Te rog, Doamne, să îi păzești de cel rău. Te rog să nu lași pe cel rău să distrugă, să frământe căsnicia lor. Duhul Tău cel Sfânt să-și găsească plăcere în ea. Sângele lui Hristos o protejeze de orice rău această căsnicie și dragostea Ta să-i umple. Doamne, lăsăm în mâna Ta. Pornesc pe drumul acesta al căsniciei astăzi. Doamne, fii cu ei. Ține-i de mână. Fie în numele Tău peste ei, în orice loc vor ajunge. Și bucuria Duhului Sfânt să-și găsească plăcere în familia lor. Amin. Amin. Veni. Domnul să vă ajute să rămâneți credincioși și fidel în celălalt toată viața. Vă mulțumim tuturor pentru participare. Țin să vă anunț că sunt niște montaje deosebiți, niște montaje de la... Și frica morții în dor s-a risipit. La El se află tot ce caut eu. Acolo plec, de acolo am venit. Mă simt sleit de atâtea căutări, parcă-s blocat într-o uimire tristă. Nu am răspunsuri, am doar întrebări și un dor de Dumnezeu care persistă. Mi-e dor de clipa fericirii și a desprinderii de greu. Mi-e dor să nu mai fie dor, să fiu mereu cu Dumnezeu. Mi-e dor să nu mai fie dor, să fiu mereu cu Dumnezeu. Mi-e dor să nu mai fie dor, să fiu mereu cu Dumnezeu. Oriunde mergi,
voi fi cu tine. Viața mea va fi legată de a ta. Îmi va fi bine atunci când știu că-ți va fi bine, iar plânsul tău, tristețea ta, mă va durea. Oriunde ești, oriunde mergi, voi fi cu tine. Viața mea va fi legată de a ta. Îmi va fi bine atunci când știu că-ți va fi bine, iar plânsul tău, tristețea ta, mă va durea. Privesc inelul de pe mâna mea și știu că a început povestea de iubire, ce nici când nu se va mai termina. Mă va durea. Oriunde ești, oriunde mergi, voi fi cu tine. Viața mea va fi legată. Haideți să ne rugăți în picioare și haideți să vinem din nou în aplauzele noastre. Se va șterge
să va domni. Către al mântuirii mari. Tu ești barca de salvare, tu ești soarele din nor, tu ești raza dimineții, ești al meu ocrotitor. Lăuda să fii Iisus, nu e nimeni ca tine. Cu slavă Tu ești îmbrăcat, o Doamne. Lăudat să fii Iisus, nu e nimeni ca Tine. Tu ești al nostru împărat, cu slavă Tu ești îmbrăcat, Doamne.
cunoscut. Credeam că drumul l-am pierdut. Nu știam că la sfârșit mă așteptai chiar tu. Cu fie ce vis pierdut, dorul creștea tăcut. Cu fie ce pas pe drum, mă apropiam mai mult. Și mult aș vrea să fiu chemat de tine sus și să le pun.
să mă întâlnesc cu el. Aș vrea să zbor, aș vrea să zbor, aș vrea să zbor mai sus de dor, să mă întâlnesc cu el. Aș vrea să zbor. Poporașul meu, trezește-te. Poporașul meu, poporașul meu, trezește-te. Trezește-te, nu dormi. Iată, iată, vine mirele. Trezește-te, nu dormi. Iată, iată, vine mirele. Puteți ocupa locul tot.